Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre teoria sângelui de aur și cele 13 familii legate între ele pe linie de sânge care conduc pământul. În lume există foarte puține persoane cu RH nul și de aceea el se numește sângele de aur. Potențialul său de a salva vieți fiind nemăsurat, unic. S-au descoperit doar 45 de persoane cu acest tip de sânge în toată lumea în ultimii 50 de ani. În condițiile în care, la nivelul celulelor roșii, celelalte grupe de sânge cunoscute până acum în acest moment sunt în număr de 35 și au cam 342 de antigeni, sângele cu RH nul nu are antigeni, deloc. Și de aceea este considerat universal compatibil cu toate grupele de sânge. Așadar, potențialul său de a salva vieți este enorm. În situația inversă în care o persoană cu RH nul are nevoie de o transfuzie, aceasta poate fi făcută doar cu sânge identic, ceea ce o face dependentă de cei 45 de oameni care ar putea o ajuta. Se spune că acest sânge unic provine de pe altă planetă. Cum s-a putut întâmpla asta? Au venit extraterestri în vechime și au manipulat genetic rasa umană? Teoriile spun că acești oameni cu sânge de aur sunt urmașii nefilinilor din Biblie sau îngerii căzuți, cum li se mai spune, și despre care eu v-am vorbit în materialele existente în lista mea despre Biblie și misterele ei. Aceștia s-au încrucișat cu oamenii și au dat naștere unei categorii cu însușiri speciale, adică o vedere mai bună, o inteligență mult peste medie, în general au ochii deschiși la culoare, o temperatură a corpului mai mică, tensiune arterială mai mare, abilități psihice, intuitive extraordinare și multe altele. Până acum, niciun specialist nu a putut să explice existența acestui sânge cu RH nul sau de aur, cum mi se mai spune. Și RH-ul negativ este considerat o grupă rară de sânge, deoarece doar 15% din populația globului are această formă de sânge. El reprezintă de asemenea trăsături neobișnuite și o modificare a ADN-ului. Oricum, este dovedit că aceste categorii speciale, rare de sânge, dau și un ADN special, calități speciale și de aceea se spune că nativii provin de pe alte planete de origine. În Biblie, la capitolul Geneză, se vorbește despre nefilimi, ca fiind fii fiilor lui Dumnezeu, care s-au împerecheat cu fiicele oamenilor. Astfel s-a creat o nouă rasă, considerată a fi superioară, cel puțin așa spun unii, superioară pe acest pământ. Din această rasă considerată superioară, adică un ADN cu anumite particularități comune, se spune că s-au format familiile care conduc lumea. Ei s-au înmulțit doar pe baza legăturilor de sânge, adică între neamuri. Și de câte ori a fost nevoie medical, ei au beneficiat de acest sânge de aur. Spre exemplu, familia regală britanică, despre care eu v-am vorbit vreme de 5 episoade, sunt cei din care se trag cele 13 familii care conduc lumea. Și datorită acestui adevăr, au apărut teze și teorii despre natura extraterestră a acestor persoane. Arbolele genealogic al familiei regale din Marea Britanie își are rădăcinile undeva prin Evul Mediu, deși nu există informații concrete despre primul membru al acestei familii regale. Ca de altfel, cam toți liderii de pe acest glob se pare că au sângele albastru, cum mi se mai spune. Ei au ceva în codul lor genetic ce îi recomandă a sta pe aceste poziții. Se pare că toate familiile regale care au subordonat lumea, adică Rothschild, Rockefeller, Onassis, Morgan, Bundy, Kennedy, Lee, Astor, Windsor
și mulți alții, toți, absolut toți, sunt uniți de aceeași ramură genetică. Aceste familii și-au împărțit lumea pe zone, adică ramura elvețiană a familiei este condusă de David de Rothschild în Geneva, ramura franceză de către Guy de Rothschild, cea germană de către fiica lui Hitler și membră a familiei Rothschild pe nume Angela Merkel, după cum demonstrează desecretizarea unor documente Stasi. Ca și curiozitate pentru voi, documentele Stasi au arătat că Angela Merkel a fost moșită de către medicul lui Hitler, denumit și tatăl inseminării artificiale. El a fost cel care, după moartea lui Hitler, a luat mostrele congelate de spermă ale acestuia și a inseminat diferite femei pentru ca gena acestuia să se perpetueze. Una dintre aceste femei a fost și sora amantei lui Hitler, celebra Eva Braun, care a dat naștere Angelei Merkel în 1954. La 2 luni după îndeplinirea acestei misiuni, doctorul a fost asasinat. Revenind la legăturile de sânge, în Statele Unite, fațada familiei Rothschild este banca J.P. Morgan. Facțiunea familiei Rockefeller se folosește de Goldman Sachs și Citibank ca metode de manipulare financiară. Divizia responsabilă cu acțiunile realizate prin intermediul produselor chimice și farmaceutice este condusă de familia DuPont. Fundația Bill Gates este cea care în Africa forțează familiile africane să accepte sterilizarea prin vaccinarea fiicelor lor. În America de Nord, în Japonia și multe alte țări, sterilizarea în masă se desfășoară, deghizată sub diferite forme de protejare a fetelor. Familia Rothschild este o dinastie internațională de banchieri și mari finanțiști de origine germano-evreiască, care are afaceri în toată lumea și care a fost înnobilată de către guvernul austriac și cel britanic. Cei mai bogați și mai influenți și mai puternici oameni de pe pământ fac parte cu toții, în principal din aceste 13 familii, cu aceeași ramură genetică la origină și sunt principalele personaje care conduc din umbră lumea. Liniile de sânge ale arborelui genealogic al acestor 13 familii care controlează globul merg înapoi undeva cu mii de ani în urmă. Din acest motiv, celebrul David Icke scrie în lucrarea sa Secretul Suprem că aceste 13 familii alcătuiesc o rasă de oameni care nu se încrucișează decât între ei. Adică au o linie genealogică aproape continuă, un fel de rasă în interiorul rasei. Aceasta a fost creată în antichitate, undeva în Orientul Mijlociu și cel apropiat. Pentru a înțelege aceste informații care la prima vedere sunt șocante, să analizăm un exemplu simplu. Arborele genealogic al familiei Windsor. Actualmente în Europa, majoritatea statelor sunt organizate ca republici și sunt conduse de un președinte ales prin vot. În schimb, în Belgia, Olanda, Marea Britanie, Suedia, Olanda, Danemarca și Norvegia sunt regate și sunt conduse de un rege sau de o regină. Descendentele regale, așa cum știm, sunt stabilite prin diverse legi sau reguli specifice în fiecare țară și nu sunt decizii democratice. Înainte de a deveni republici, și celelalte țări europene au fost regate sau imperii. Prin divizarea acestora și prin răsturnarea de putere a caselor regale sau imperiale, prin așa zise revoluții, s-au format republicile europene de astăzi. Actualul rege al Belgiei, regele Suediei, al Norvegiei, precum și al Marii Britanii, Olandei și Danemarcei, sunt cu toții rude de sânge, trăgându-se din familia Windsor. Mai mult decât atât, ultimii regi care au fost înlăturați de la putere prin revoluții în Italia, România, Iugoslavia, Bulgaria și Grecia, făceau și ei parte
din aceeași familie Windsor, regăsindu-se absolut toți în arborele ei genealogic. Cu siguranță, asta nu poate fi o coincidență. Cele 13 familii importante, ale cărui nume le aveți acum pe ecran, au câte un domeniu sau o zonă de pe pământ de care se ocupă pentru a conduce această planetă. Aceste domenii se referă la finanțele globale, tehnologia militară, controlul minții, religie și mass media. Ei își calculează zodiile, spre exemplu, ca fiind în număr de 13. Și despre a da 13-a zodie și când și cum a fost ea descoperită, vă voi povesti într-un material viitor. În ceea ce privește Casa Regală a României, reprezentantă de regele Mihai, se pare că și acesta ar fi un urmaș al lui Nathan Meyer Rothschild. Mai exact, bunica regelui Mihai a fost regina Maria, care era fiica ducelui Alfred de Saxa, acesta din urmă fiind fiul reginei Victoria. Așadar, regele nostru este un urmaș al creatorului real al organizației denumite Illuminati. Regele Mihai I al României este de fapt un urmaș al bancherului evreu Nathan Meyer de Rothschild. Să vă mai dai un exemplu de astfel de înrudiri de sânge. Prințul Alexei al Rusiei, născut în 1904. Fiul ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II-lea, a rămas celebru în istorie pentru că a suferit de hemofilie, o boală genetică rară. De unde a căpătat acest copil această boală? De la străbunica sa, regina Victoria a Marii Britanii. Prințul Alexei a fost copilul țarului Nicolae al II-lea și al împărătesei Alexandra Romanov, la rândul ei fiind fiica prințesei Alice a Marii Britaniei, copilul reginei Victoria. Un alt fiu al reginei Victoria, prințul Leopold, a suferit și el de această boală, hemofilie. Tot misterul, de fapt, e dat pentru că niciunul dintre înaintașii reginei Victoria n-a suferit de vreo formă de hemofilie. Ei, și s-a mers mai departe, în jos, pe firul de descendență al reginei Victoria, care nici ea se pare că nu ar fi suferit real de această boală genetică, și s-a constatat că ea nu a fost fiica prințului Eduard, ci a unui alt bărbat, ale cărui trăsături genetice au dat această boală, și anume a celebrului bancher evreu Nathan Meyer Rothschild. Și printr-o simplă cercetare pe internet, vedem că bărbații membri din această familie suferă de această boală. În plus, familia Rothschild este cel mai mare sponsor din lume a organizațiilor care se ocupă de această boală a sângelui. Și coincidență sau nu, evrii europeni și cei din Irak sunt cel mai des afectați de această boală genetică. Descendenții reginei Victoria, descendente și ea la rândul ei din casa Hanovra, în număr de 9 copii și 42 de nepoți, au contribuit la formarea tuturor caselor regale din Europa, inclusiv cele din România. Așadar, marile case regale ale Europei au fost populate cu gena Rothschild. Pe plan demografic, descendența de sânge a familiei regale britanice a ajuns la 816 descendenți și pe plan geografic s-a întins până în Australia, Africa de Sud, Statele Unite și Brazilia. Dacă o să căutați pe internet surse științifice, o să fiți uimiți de încrengăturile de sânge dintre aceste familii care stăpânesc lumea. Vă sfătuiesc să citiți Piramida Puterii ca să vă lămuriți cum stau lucrurile. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Vă mulțumesc pentru vizionare și sper ca materialul să vă fie de folos. Nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile. Vă pup! Vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.